Doamnă reprezentantă al Prefecturii Județului Bacău, preacucernice părinte protopop, preacucernici părinți, onorat Consiliul Local, onorat asistență. În calitate de primar ales pentru al treilea mandat, în primul rând vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor care m-au ales și cei care nu m-au ales. Considerăm faptul că suntem într-o țară democrată și este normal să fie putere și opoziție. Niciodată n-am să împart localitatea în două, nici în trei și nici în patru. Și voi fi primarul tuturor ales. Îi voi reprezenta pe toți. Voi semna calitatea de reprezentant al comunității pentru toți. Iar aparatul de specialitate al primarului va fi subordonat primarului și va lucra în sprijinul și în interesul cetățeanului. Am un singur proiect pe care vreau să-l duc la capăt. Pe acest drum, care nu se va termina niciodată. Un drum lung. În primărie, dacă vrei să muncești, drumul nu se încheie niciodată. Aș vrea să vă spun că își doresc ca anul acesta să-mi duc la bun sfârșit proiectele pe care le-am început. Podul de la Varga, continuarea drumurilor pe ordonanța 28-2013, drumul de la Bogata și celelalte investiții necesare întregii comunități din Dofteana. Am parcurs două mandate de primar. Am condus aparatul de specialitate și 50 de angajați ai primăriei Dofteana, două mandate. Rezultatele mele s-au reflectat în fapte. Din acest motiv vreau să mulțumesc cetățenilor pentru că au știut ceea ce să voteze fapte și nu vorbe. Pentru că au știut să facă diferența între băștinași și plutași. Vreau și le-aș recomanda și celorlalți, tot în această sală le-am mai spus, să studieze pe cât posibil Biblia. În care Biblie, încă dinaintea erei noastre, în anii 600, în grădina Ghesimanei, acolo unde era o mare livadă de măslin, Domnul Iisus Hristos se ruga pentru păcatele noastre. De acolo a fost și locul unde a fost arestat, unde a fost reținut. Iar măslinul a rămas fructul, copacul în care înțeleptul Solomon și-a construit templul. Din acest motiv, doresc pace în Consiliul Local și în calitate de reprezentant al comunității le înmânesc celor din opoziție cu o creangă de măsline. Acum. Așa cum am spus în discursul meu și până acum și altă dată, cum am rostit jurământul cu lacrimi de obraz, pentru a treia oară, am hotărât că a început cu data de 24 iunie 2016 să începem o nouă campanie electorală până în anul 2020. În permanență, poporul român este într-o întreagă evoluție și nu mai merge să mai facem campanie electorale cu ziare pliante sau alte documente de făimătoare. Trebuie să ieșim în fața electoratului cu fapte. Voi deschide un jurnal pentru fiecare consilier în parte, cu nume, prenume și activitatea lui și intervențiile lui la fiecare ședință a Consiliului Local, în care îl voi afișa digital și electronic să știe fiecare cetățean al localității Dofteana câte intervenții a avut cei ce i-a trimis în Consiliul Local, cu ce proiecte au venit, pentru că eu am spus și repet, am un singur proiect. Proiectul, interesul cetățeanului. Vom lucra
compact Consiliul Local, împreună cu primarul, aparatul de specialitate, și aștept să vină fiecare consilier local cu proiecte viabile care duc spre interesul cetățeanului. Nu proiecte de isoarță un bec sau proiecte că, știu eu, vrea să schimbe lampa lui personal de la poartă de iarăginit. Vreau proiecte așa cum a venit în campania electorală cu acele pliante și a spus că vreau să fac spital, începând cu următoarea ședință a Consiliului Local, vreau să fie, bineînțeles, să vină cu un proiect care să conțină un proiect viabil, în care un proiect spune destul de clar analiză cost-beneficiu, clauze de reziliere, costul proiectului, cât beneficiază și sursa de finanțare să fie indicată. Și atunci, numai prin mobilizarea și coagularea tuturor forțelor politice, dofteana poate să înflorească până în anul 2020. Eu voi pune platforma mea program, așa cum v-am trimis-o și acasă, pe masă, iar dumnealor, pe alor și vom lucra în două tabere. De fapt, noi avem experiența lucrării în două tabere, numai a campanie electorală, noi scoteam oamenii de sub apă, de sub inundații, dumnealor umblau cu ziare și cu alte prieteni. Tot în tandem lucrăm. Aș vrea să schimbăm această concepție și să lucrăm în interesul cetățeanului, pentru că cetățeanul ne-a trimis în Consiliul Local și în baza contribuției cetățeanului, noi primim o indemnizație, de primim un salariu. Stimați cetățeni, vreau să închei, dar nu înainte de a vă mulțumi tuturor care veniți, ați venit astăzi în număr atât de mare, dar nu înainte de a mulțumi familiei mele, care a trecut printr-un moment destul de greu, cel puțin în ultimele 6 luni, și familia mea care este formată din mine, cei 2 copii, nepoți. Și celelalte persoane care sunt rude, le consider rude, apropiate. Știți la ceea ce m-am referit. Mulțumesc totodată părinților mei care au depășit vârsta 86 și respectiv 80 de ani, faptul că mi-au dat viață, cei ce m-au crescut și m-au trimis în mijlocul dumneavoastră, iar dumneavoastră m-ați ales ca un om gospodar, un om care conduce și un om care gândește și pune în aplicare toate proiectele pe care sunt viabile localității Dofteana. Închei. Dar nu înainte, iarăși, să vă specific, căci în acele triante care le-ați primit acasă de la cei știți dumneavoastră care vi s-au aruncat noaptea peste gard sau vi le-a dat și în mână, spune așa că primarul Bujor are o vilă cu 12 camere pe balta stângă. Marea majoritate a fost acolo și din cei care au împrăștiat aceste triante, vreau să vă spun că am un magazin unde țin spunele, unele, și am o pistă, așa zis, candy, unde mai stăm la masă. Le promit celor din opoziție că voi da acoperișul jos și rămâne un ring de box tailandez. Și invit oricând, vă mulțumesc!